Maria gătește carnea de oaie, între timp vine și în baie, se pregătește și ea pentru live, mai merge, mai amestecă, mai verifică dacă este gata. A venit Simona în baie și o întreba pe Maria, ți s-a făcut carnea aia, Maria, că miroase incredibil de urât și Maria a spus că nu are ce să-i facă, e foarte tare și trebuie să se gătească, durează ceva mai mult. Irina spunea că nici ei nu-i place carnea de oaie și o întreba pe Cătălina, ție îți place carnea de oaie, Cătălina? Cătălina a zis că nu-i place nici ei, că a gustat o dată de două ori în toată viața ei, pentru că nu a știut că e carne de oaie, că altfel nu gusta. Cu toate că zicea Cătălina că știe că e mai sănătoasă, că mănâncă oaia mai bio și că porcul nu este așa curat. Apoi am văzut că în bucătărie Hatice era deranjată de mirosul cărnii și spunea nu mai simt nimic la ce fac eu aici din cauza la carnea Mariei. Doamna Ana îi spunea lui Hatice că este foarte harnică, aproape terminase Hatice și o trimitea să se aranjeze și ea pentru live și îi spunea hai că pot și eu să amestec la final în puiul acela cu sos.